Vino cu forță din vacanță. Vino cu forță din vacanță să vă iau pofta de viață. Din partea lui Cătălin Grasu, pentru toată lumea prezentă, fără număr, din partea lui Cătălin Grasu, 300 de pounds. Tot pentru toată lumea. Ia auzi. Și tu asta, șeful ăsta. Ia auzi ce zice. Fă numele meu, nu o pune. Stop la zile bune. Vin cu forță din vacanță să vă iau pofta de viață. Din partea luna și mare de la Ghioce, tot pentru frățiorul lui, pentru Alin Hancu, are 29 de ani, tot tânără, să știe. Ia-o-ți! Toate vorbele astea de la noi cu mentrii lui Alin Hancu. Inima lui e fratele nostru, alu Vicet, alu Toyota, alu Ghiocel și alu David cu mătrul nostru. Să câte două minute fără întrerupere. Vă rugăm din suflet. Ios! Dar nu! Special pentru Alin Hancu, pentru viața noastră, așa cum zice, nași și mari. Și bineînțeles din partea la toată lumea, pentru Alin Hancu, cel mai frumos caracter. Din partea la toți dăndereie, pentru Alin Hancu! Și doamna lui să-i dea Dumnezeu fericire. Alături de el până la moarte. Spune Dan Bărbos. Iauzi! Știe Dumnezeu din ce ăsta este Alin Hancu. Au, vreau să știe oricare că are putere mare. Au, noi pe Alin ne iubim și nu o să-l dezamăgim. Au, ce zice? Iubește mult Toyota și vreau să-l vadă fericit. Îl iubește mult David. Știe Dumnezeu din cer, e viața lui Ghiocel. Din partea lui Ghiocel, pentru viața lui, pentru frăților lui, pentru Alin Hancu. Știe toată lumea că îi sunt frans pe bune, nu stânga, nu dreapta. Încă 500 de pounds, să-i dea Dumnezeu fericire.
O valoare mare, mare. O valoare mare, mare. Nu se duce jos la vale. Alinie tot în picioare. Nu e frică de război când suntem noi lângă el, știe Dumnezeu din ce. O valoare mare, mare. Divada lui Doi, o da pentru Alin Hancu și pentru soția lui Alin. Să-i dea Dumnezeu fericit. Divada lui Viața Noastră, barbă pentru Alin Hancu și pentru soția lui și pentru toată familia lui. Ia uite ce spune. Divada lui Vici, pentru frățirul lui Alin Hancu, aceste vorbe frumoase, care îi va da putere. Iauzi! Ce zice? Ce zice soția lui Alin? Au mai fă, Doamne, de o minune ca să vină Alin mâine. Să audă toată lumea că Alin este viața mea. Din bata lui Ghiocel și doamna Lănunța, sora lui, pentru viața noastră și a lui Lenuța și a lui Ghiocel, așa zice el, Alin Hancu! Cel mai dulce caracter, frăcinul nostru, cu mătrul nostru. Pentru cuvântul lui, pentru Viciu, pentru Toyota, David, Mutu, Cezar, Vidi și toată lumea de aici, să-i dea Dumnezeu fericire cu aceste de paunț. Iauzi! Că ești o vorbă, spun jupânii. Auzi, doamna Lenuța. Au, că ești o vorbă, spun jupânii. Nu mor ca e când vor câini. Auzi. Dar la doamna Lenuța, pentru viața e pentru Alin Hancu. Auzi ce zice. Auzi cine este viața mea. Auzi cine este viața mea. Cine e iubirea mea. Auzi ăsta e Alin al meu. Ăsta e sufletul meu. Spun să auzi și voi, se întoarce cu forțe noi, să am inima voioasă, îl aștept cu drag acasă, să pun mese mari în curte, să aduc pe Ștefan să cânte. Mai repede greșește Alin decât sora noastră Lenuța. Așa supărare grea. Atențiune! Așa supărare grea. Și bărbatul și frăgiurul la pușcărie. Claudiu Montana, care e fratele lui Ștefan, știe Lenuța. Și frăgiurul nostru Alin Hancu!
Alin Rangu, Alin Rangu, Alin Rangu, să vin acasă! Înțelege pe toți! Înțelege pe toți! Suferința care trece pentru fratele nostru, Alin Rangu! Suferința care trece pentru fratele nostru, Alin Rangu! Hai să lăsăm puțin momentul ăsta să recurgă la vorbele tale! Hai să lăsăm puțin momentul ăsta să recurgă la vorbele noastre și aludam Aleluța! Iauzi! Ce zice? Au, mă rog mereu la Dumnezeu. Mă rog mereu la Dumnezeu. Când papa băiatul meu, unde-i mama tata meu? Auzi, auzi. Ce zice doamna Lenuța? Ascultă, băiatul meu, că nu-l lasă Dumnezeu. Of, că nu-l lasă Dumnezeu, care sufletul curat și pe nimeni n-a trădat. Ia uși ce zice? Au separat de șmecherie, ține-mă la prietenie. Să vină la Alin acasă, ca să stăm cu el la masă, că el este viața noastră, Alin este forța noastră.